Ar fi atacat două persoane în plină stradă și le-a lăsat fără gențile cu bani și bunuri personale. Un bărbat de 37 de ani a fost reținut de polițiștii Capitalei, bănuit de comiterea unui furt și a unui jaf. Oamenii legii au stabilit că suspectul ar fi sustras gențile victimelor de 37 și respectiv 56 de ani, în care erau bani, acte și telefoane mobile. Prejudiciul cauzat a fost estimat la suma de 20.000 de lei. După un șir de investigații, bănuitul a fost reținut. La audiere, acesta și-ar fi recunoscut vina. За что тебя задержали в инспекторе по дисчекам? На прошлой неделе украл у женщины сумку. И пару дней назад у мужчины тоже украл сумку. Признаешь свою вину? Да. Potrivit oamenilor legii, bănuitul nu este la prima abatere, anterior fiind judecat pentru furt, jaf, dar și șantaj. În prezent, el este plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă privare de libertate pe un termen de până la 7 ani.